Frați și surori, am avut deosebita plăcere și bucurie ca împreună cu corul seniorilor, cu o parte din soțiile noastre și cu fratele Marius, cu familia, să facem o vizită, în primul rând, la o familie scumpă, cel puțin mie îmi este scumpă, probabil că o să fie de acum încolo și fraților care am petrecut câteva zile împreună cu ei. Care a fost motivul vizitei în Țara Moților, la Areșeni, pe Valea Areșului? În anul 2006 am fost împreună cu soția la Spitalul de Recuperare Felix Oradea. Și acolo, după câteva zile, a venit un cetățean paralizat de la brâu în jos, împreună cu soția care era însoțitoare, și a fost repartizat să stea în cameră împreună cu mine. Eram cu soția, dar soția a mutat-o în alt salon. Și pe urmă am aflat istoria acestui om. El face parte și dintr-o familie cu 8 copii. El era ultimul din familie care nu era pocăit. Și fiindcă s-a urcat beat la volan, când se facă o curbă spre casă, a căzut pe un podeț împreună cu mașina de la 7 metri. A avut mai multe traumatisme, printre care o coastă a intrat în plămân și și-a rupt și răspinări și a rămas paralizat. A fost operat la Cluj și după aceea a fost adus la Oradea, la Spitalul de Recuperare. El îmi spune acum, eu nu mi-aduc aminte, dar este familia Matei, Cornel și Rodica. Cornel îmi spune acum, zice că prima întrebare care l-am întrebat, zice, sunteți creștini? El zice, am rămas cam încurcat atunci. Pe urmă mi-a spus, plângea și îmi spunea, domnul Ghiță, de ce nu m-am pocăit eu când eram sănătos? A trebuit ca Dumnezeu să lase această încercare ca eu să mă pot pocăi. Zic, domnul Cornel, nu este târziu. Încă mai este timp ca să te întorci la Domnul. Aveam niște cărți, aveam o revistă creștină, Sămânța Adevărului. Mi-a cerut să citească. După cum am observat, soția lui era mai interesată de pocăință. Și mi-a spus pe urmă, acum mi-a spus, zice, soția i-a spus, zice, Cornel, trebuie să ne pocăim. Rodica, soția lui Cornel, face parte dintr-o familie de ortodoxi 100%. Tatăl ei este palimar la biserică și a avut o mare împotrivire. Dar după un an sau doi, primesc un telefon, zice, domnul Ghiță, o să vă spun, frate, cu toată dragostea, Cornel, zice, am luat legământ cu Domnul și am fost botezat. Zic, dar Rodica, împreună cu Rodica, zic, slăvit să fie Domnul, am fost
în 2008 am fost la ei, am fost la Oradea la băiatul nostru Cornel și l-am rugat să ne ducă la ei. Sunt 140 km de la Oradea la Areșeni. Și am fost la ei. Și sora Rodica, că acum pot să-i spun soră, m-a rugat, zice, frate Ghiță, aș dori să veniți odată să mergem împreună la biserică. Acum îmi dă telefon într-o zi și zice, frate Ghiță, nu mai veniți pe la noi. Zic, acum este foarte greu să mergem la voi. Zic, la Oradea Cornel nu mai este, nu are cine să ne ducă. Ca să mergem până la Oradea și de acolo să căutăm o mașină, este foarte greu pentru noi. Zic, dar numai cu ocazie, zic, trecem pe la Oradea. Zic, am fost în Austria și am trecut pe la Oradea. El zice, zic, am fost cu corul seniorilor și el zice, dar nu puteți veni la noi cu corul seniorilor. Zic, da, dar noi suntem cam mulți. Zic, unii o să ne primești pe toți. Deci am făcut o casă nouă și aveam 20 de locuri de cazare. Și-a făcut o mică pensiune. Zic că vorbesc cu frații și dacă sunt de acord, mergem la voi să vă vizităm. Și frații au fost de acord și am stabilit un timp când au camerele libere și cu ocazia aceasta am mers la Areșeni. Duminică am fost la biserica din Areșeni și frații de acolo ne-au primit cu toată dragostea și vă salută cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 57 și 58. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Cele mai trainice și mai puternice prietenii se leagă în suferință. Și îmi dau seama că și după 12 ani am rămas prieteni și această prietenie s-a concretizat și prin această ieșire a noastră a corului seniorilor. Ne-am bucurat și de frumusețile naturii. Munții Apuseni sunt deosebiți și au niște locuri minunate. Am vizitat împreună cu frații peștera Scărișoara, peștera Urșilor și în trecere am vizitat și Salina Turda. Frații cred că s-au bucurat și îmi pare rău că timpul a fost prea scurt ca să vizităm și să mergem în mai multe biserici. Dar îl slăvim pe Domnul că și ne-a ajutat, ne-a ocrotit, ne-a păzit și am venit cu toții cu bine acasă. Nu este ușor pentru noi să călătorim așa un drum lung. Dar slăvit este Domnul că ne-a întărit și ne întărește. Amin.